Una dintre meseriile care nu va muri niciodată este la mare căutare. Din acest motiv, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Constanța organizează cursuri gratuite pentru cei care vor să învețe tainele meseriei de frizer. Cursurile durează 10 săptămâni și sunt disponibile 25 de locuri. În luna august sunt organizate cursurile de frizer, cofetar, manicurist, pedicurist și machior. Un astfel de curs durează între 4 și 10 săptămâni. Condiția esențială este ca acele persoane care doresc să urmeze cursurile de calificare să aibă cel puțin învățământul obligatoriu și, bineînțeles, să fie înregistrați la Agenția de Șomaj Constanța. Pe piața muncii există cerere, însă cei care vor absolvi aceste cursuri se pot orienta și spre deschiderea unei afaceri. Doamna Gabriela lucrează în acest domeniu de mai bine de 20 de ani și spune că vine la salonul unde lucrează cu drag. Cât de grea este această meserie, în primul rând? Nu este grea deloc. E frumoasă dacă îți place. Dacă îți place, e foarte frumoasă. Nici pregătirea nu este grea? Nu. Trebuie să furi meseria. Dacă îți place, o furi și... E vine de la sine totul. Cu locul de muncă e mai greu. În funcție și de ceea ce știi să faci, mulți cer experiență și tinerii nu prea o au. Dacă vorbim de forma de remunerare a unui frizer, aceasta diferă, astfel că unii au parte de un salariu fix, în timp ce alții iau bani în funcție de încasări.